s-a terminat 1-1. Fofana, respectiv Gustavo, autorii golurilor. Câteva absențe importante pentru Șepși, dar voi reveni asupra ideii. În poartă este Nițui, Dimitrov, Tincu, Mitrea și Spas joacă în apărare. Aganovic, Așkovski și Eder sunt la mijlocul terenului, Ștefănescu, Așakbar și Lucasen în atac. Cristiano Bergodi, omul care a fost atât de aproape să ia titlul cu Universitatea Craiova, este acum pe banca celor de la Șepși. Lipsesc Ninai, Păun, Ișvan Fulop și Bălașa, transferat tocmai de la Craiova, toți sunt accidentați. Pe banca de rezerve se află însă Vajvari sau Golovka, fotbaliștii care au avut probleme medicale. Numai puțin de 11 în cele 22 de meciuri jucate până acum în Liga 1 de Șepși s-au terminat la egalitate. Ambele echipe sunt calificate pentru semifinalele Cupei României. A început meciul, Șepși în roșu, acțiunea bulgarului Dimitrov, fotbalist pe care Șepși l-a adus tocmai de la Craiova, respinge prost! Prost, greșeală uriașă și Lucasen înscrie pentru Șepși după 25 de secunde. Incredibil, cred că Vlădoiu este cel care a greșit. Faza a fost atât de surprinzătoare încât n-am observat exact cine a dat pe lângă. Lucasen marchează a patra reușită a lui Lucasen de când a venit la Sfântul Gheorghe, dar eroarea este una monumentală. Wow! Este o greșeală uriașă a lui Gustavo. Un jucător cu tehnica lui să facă o asemenea eroare neverosimil. Neverosimil. Început catastrofal pentru Craiova, vă spuneam, Bergodin nu este pe bancă. Șepși are o apărare mai bună decât Universitatea Craiova, a primit doar 19 goluri. Craiova a încasat 23, pătrunderea lui Bancu, centrare și este golul egalizator marcat de Colici. Două etape la rând cu gol pentru atacantul bosniac, care pare să-și fi regăsit forma. Nu știu dacă golul este valabil, se protestează vehement. Văd că golul a părut ciudat. Aici este acțiune perfectă. E hands! Este un hands uriaș! Wow! Incredibil! Incredibilă fază! Se face de râs centralul lui Iancălin. N-avea cum să preia altfel. După ce a fost dat afară de la FCSB, încă o incursiune a lui Dimitrov, centrale respinsă prost de Crețu și este o mare ocazie. Așakbar trimite peste. Contra Rapidului, Crețu a făcut cel mai bun meci al său de când s-a întors în România. An de zi a jucat în Slovenia. Excelentă pasă la Ștefănescu! Mingea este respinsă în corner. Foarte bună această șansă de contraatac. Colici, Colici pentru Ivan. Pasa pleacă la timp, iar șutul este magnific. Dar este offside la Ivan de această dată. Nu sunt convins. Cred că dacă aveam VAR nu era offside. E drept că și unghiul te poate păcăli. Nu sunt convins că este offside. Poate să fie 4-4-2 acum, pasă excelentă, șansă de dublă. Șansă de dublă pentru Colici, care dă în portar și apoi trimite alături. Și pe fază defensivă, nu mai pe atac. Centrarea lui Așkovski, Lucasen. Un șut la care Piliaceli are probleme, n-a fost deloc o minge ușoară. Așkovski foarte bine pasează, Aganovic în fața porții, gol! Șepși! Așakbar reușește să puncteze. Evoluția bună a celor de la Sfântul Gheorghe este recompensată de această reușită a lui Așakbar. Super acțiune, super acțiune făcută de cei de la Șepși. Este primul gol în campionat pentru Așakbar. Superb! Așakbar simulează șutul, pasează cât pe ce să greșească decisiv Vlădoiu. Mingea se întoarce la Așakbar, care face dubla, fantastic. 3-1, prieteni. Greșeli în lanț ale apărării oltenilor și rezultatul este normal. Dublă Așakbar. Este o
performanță pe care acesta nu va uita prea curând. Jahbar! Pe centru porții de această dată. Fotbalist de 33 de ani, face 34 în mai. Probabil că va dori să plece. Acțiune bună aici a lui Golovka. S-a opus Screciu. Încă un șut la distanță. Furios Piliaceli pentru că mijlocașii săi îi lasă pe adversar să dea la poartă. Și Sfântul Gheorghe bate, face 29 de puncte, o depășește pe UTA și continuă să spere, șansele la play-off sunt mici. Este o victorie importantă. Universitatea Craiova joacă extrem de modest, demonstrează că nu poate să lege partide reușite după o evoluție constantă și consistentă cu Rapidul. Astăzi băieții lui Cap joacă modest și pierd clar, indiscutabil, aici la Sfântul Gheorghe. Urmărește toate meciurile din Liga 1 din orice colț de lume pe primaplay.ro.